Dragi telespectatori, am asistat în această seară la Clubul Sportiv Municipal din Onești la un eveniment deosebit, un eveniment care a avut în centru, desigur, copiii sportivi de aici și au fost și invitații deosebiți care au venit și au cum să spune, au încurajat încă o dată acum la final de an acești campioni ai noștri. Sunt de vorbă cu secretarul general al Federației Române de Lupte, domnul Alin, domnul Alin Grigore. Vă mulțumim foarte mult pentru început că aveți amabilitatea să ne acordați acest interviu. Pentru noi, Oneștenii este un moment special, vă prinde mai rar la noi, dar am observat totuși că aveți o legătură strânsă cu Clubul Sportiv Municipal din Onești. În primul rând, care a fost prima dumneavoastră impresie Vis-a-vis -vis de acest eveniment. În primul rând, mulțumim pentru invitație. Federația Română de Lupte se simte onorată și bucuroasă în egală măsură într-un asemenea parteneriat descris, practic, de două cuvinte: excelență și pasiune. În speță, caracteristici ale Academiei Olimpice Române, ale Clubului CSM Onești și, în acest caz, a primăriei din Berzunți. Da, pentru că vorbim și de copii din Berzunți, ne-a povestit că strategia la nivel național este de a descoperi copii din zonele rurale. Cum, cum vedeți dumneavoastră continuarea acestei proceduri de, de a găsi copii talentați? Pentru că până la urmă și în sport e vorba și de talent în afara condiției fizice unul dintre proiectele demarate de către Federația Română de Lupte, încă de acum 2 ani, se bazează pe descoperirea talentelor din zonele rurale, întrucât considerăm că din acest sector vor veni victorii campioni naționali, europeni, mondiali și de ce nu olimpici. În acest sens, inclusiv aici la CSM Onești, anul trecut Federația Română de Lupte a Inițiat un proiect în cadrul programului Pierre de Coubertin, finanțat de către Ministerul Tineretului și Sportului, iar anul acesta am venit în întâmpinarea proiectului Academiei Olimpice Române din Comuna Berzunți, aceasta fiind a doua vizită a mea uh, pentru acești copii. Sperăm ca în cel mai scurt timp să culegem și roadele. Berzunțul și Oneștiul uh, să reprezinte pentru alte proiecte de acest gen un imbolt și un uh, bun exemplu. Ce le adresați copiilor și dar mai ales părinților acestor sportivi ca mesaj pentru că este un moment de bilanță? Care sunt gândurile dumneavoastră sau mai bine spus ce sfaturi le-ați da părinților care au copii prinși în aceste programe sportive? Părinților și copiilor în general, le spun să vină alături de sport, indiferent de nivelul pe care îl vor atinge, iar celor implicați deja în această activitate le spun să țină drumul drept pe calea performanței. Începutul este foarte bun, va urma un drum foarte greu, dar unic în viața lor, drum pe care nu îl vor uita niciodată. Iar la finalul drumului, în funcție de talentul fiecăruia, de implicare, vor veni și rezultatele. Și de ce nu ne vom deplasa încă o dată la Berzunți și la Onești pentru a curege roadele acestei munci și acestei inițiative? Cum vi se pare echipa de management a Clubului Sportiv Municipal? Și mă refer aici la doamna Ingrid Strate, la domnul Strateg, la Voaice și așa mai departe, pentru că e vorba de o echipă. Considerați că munca de echipă a ajutat la obținerea rezultatelor din acest an? Numai munca de echipă poate da rezultate. În ceea ce privește conducerea clubului CSM Onești, am spus, o caracterizăm prin aceleași două cuvinte: excelență și pasiune, fără de care nu putem izbânti într-o activitate atât de selectă ca sportul de performanță. Oneștiul îl vizitați pentru a doua oară, în ceea ce privește Clubul Sportiv Municipal. Cum considerați că vor evolua? acești sportivi care, iată, în ace chiar în acest moment, noi ne-am retras un pic din sala unde sărbătoresc rezultatele din acest an. Cum vedeți ca perspectivă evoluția, mai ales pe această secțiune, lupte la Unești? Aș prefera doar să le urez, să-i calce pe urme marului campion de la Unești, Vasile Pușcașu, unicul campion olimpic la lupte libere. În consecință, cred că vor avea un viitor luminos și cu asemenea cu susținere din partea Academiei Olimpice și a unei conduceri uh, eficiente, eficiente și cu viziune, cred că vor reuși să, ca dintre ei să se desprindă performeri la cel mai înalt nivel. Vă mulțumim foarte mult și în numele telespectatorilor noștri vă dorim și dumneavoastră un an cu un final deosebit plăcut alături de cei dragi pentru că E atmosferă de sărbătoare pentru toți românii în ceea ce privește rezultatele sportive și ne mândrim că la Onești, iată și dumneavoastră, mai ați marcat încă o dată că avem campioni în acest domeniu. Vă mulțumim foarte mult și sperăm să ne revedem tot aici la Onești. Mulțumesc de invitație și, fără îndoială, voi reveni la Onești. Mulțumesc conducerii CSM pentru invitație, mulțumesc încă o dată Academiei Olimpice și mulțumesc primăriei din Berzunți. Sper ca împreună să descoperim viitorul campion olimpic pe aceste meleaguri. Mulțumesc încă o dată. bune, la revedere, dragi telespectatori. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019